Slăvit să fie Domnul. Iarna la Chicago și drumurile sunt zepezite, dar am ajuns în casa Domnului. Slavă Lui! Haideți să ne ridicăm și haideți să lăudăm prin cântare. Îngeri mii în cerul cântă pe deasupra văilor. Laudă să-i aduci smerit, viața ta doar lui predată, pentru el e un dar dorit. Gloria, s-a născut Mesia, cel puțin arată așa, nu știu dacă vom avea zăpadă de Crăciun, dar sărbătorim pe Domnul Iisus Hristos. Amin. Cel care s-a născut acum 2000 de ani, cel care este Mântuitorul nostru, cel care este Dumnezeu întrupat pentru noi. Domnul să vă binecuvinteze în prezența Lui. Amin. Mă bucur că Domnul v-a ajutat să ajungeți în pace pe drumurile astea puțin înzepezite. Mulțumim Domnului pentru toți cei ce suntem aici, pentru cei ce nu sunt, Domnul să-i binecuvinteze. Mulțumesc Domnului pentru frații slujitori, fratele Dinu și fratele
Gabriel, Domnul să-i binecuvinteze, amin. Domnul să binecuvinteze copiii, Domnul amin. Să binecuvinteze cântarea și Domnul Dumnezeu să facă ca Iisus Hristos să fie bucuria noastră. Amin. 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 Ne rugăm Domnului. Doamne, inimile noastre se închină din nou înaintea Ta. Cel care Te-ai umilit și Te-ai născut în iestea Betleemului, dar Cel care ești Fiul lui Dumnezeu, Prințul Păcii, Domn al Domnilor, în seara aceasta, Doamne, îți mulțumim frumos pentru că ești Mântuitorul nostru. Amin. Îți mulțumesc pentru toți frații și surorile care sunt cu noi. Binecuvintează-i. Amin. Binecuvintează copilașii în seara aceasta, de la cel mai mic până la cel mai mare. Doamne, Te rog să binecuvintezi pe cei ce sunt bolnavi. Amin. În mod deosebit, Te rog pentru micuțul Andrew. Lucrează, Doamne, și dă sănătate. Amin. Scapă-l de tuse, Doamne, și întărește Amin. Trupul lui. Binecuvintează pe sora Magdalena, pe fratele Dan. Binecuvintează, Te rugăm, pe sora Farc, pe fratele Emanuel, Emil Vasilescu. Binecuvintează, Doamne Dumnezeule, pe toți cei ce Te cheamă în nevoile lor. Amin. Doamne, îți mulțumesc pentru ajutorul care L-ai dat la el, Alexandra. Și Te rog să o binecuvintezi, Doamne, și să recuperezi trupul ei complet, Doamne. Te rog să binecuvintezi auzul ei și să lași, Doamne, ca limba ei să vorbească cuvinte și să Te laude pe Tine. Binecuvintează, Te rugăm, Doamne, cuvântul care ni-l vei da pe frații slujitori. Te rugăm. Doamne Dumnezeule, ne închinăm înaintea Ta și vrem ca în adorare sfântă inimile noastre să se desfăteze de prezența Ta. Amin. Întărește-ne pe fiecare, Doamne. Te rugăm să ne ridici pe fiecare din starea în care suntem, să lași ca bucuria să ne inunde sufletele. În numele Domnului Iisus Hristos îți mulțumesc. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile și continuăm să lăudăm pe Domnul în închinare. Într-un sat neînsemnat din Iudeia, într-o iesle din Betleem, da s-a născut așteptatul Mesia, să-i cântăm cu îngerii în cor. Când o s-a Hosanna, cânt Hosanna, Rege al regilor, eu cânt Hosanna, cânt Hosanna, cânt Hosanna lui Iisus. Părăsiți turma voastră în câmpie, alergați umiliți la El. El e singura bucurie pentru prinț și pentru cercetor. Cânt Hosanna, cânt Hosanna, cânt Hosanna, Rege al regilor. Eu cânt Hosanna, cânt Hosanna. Veți găsi fericire, veniți acum de grab la El. Pace sfântă și multă bucurie, în inimă El revarsă azi. Cânt Hosanna, eu cânt Hosanna, Hosanna, cânt Hosanna, eu cânt Hosanna.
Osana. Cânt Osana, cânt Osana, eu cânt Osana, Regea Regilor. Cânt Osana, eu cânt Osana, cânt Osana lui Iisus. Slavă lui, acest Iisus care este ca nimeni altul nu este ca El. Nu-i nimeni ca tine, Iisus. Nu-i nimeni ca tine, Iisus. Nu-i nimeni ca tine, Iisus. Prin nopți de dai mângâiere. Nu-i nimeni ca tine, Iisus. Prin nopți de durere să dai mângâiere. Nu-i nimeni ca tine, Iisus. Nu-i nimeni ca tine, Iisus. Nu-i nimeni ca tine, să șteargă suspine. Nu-i nimeni ca tine, Iisus. Nu-i nimeni ca tine să șteargă suspine. Nu-i nimeni ca tine, Iisus. Nu-i nimeni ca tine. Nu-i nimeni ca tine, Iisus. Noi ridicăm numele lui Iisus.
înălțăm pe Iisus Hristos ca Domn, te lăudăm. Numai Tu ești Rege, numai Ție cinste vrem să-ți dăm. Haideți să ridicăm numele Lui Iisus. Noi ridicăm numele Lui Iisus, noi înălțăm pe Iisus Hristos ca Domn, te lăudăm. Numai Tu ești Rege, numai Ție cinste vrem să-ți dăm. Numai Ție, numai Ție cinste vrem să-ți dăm. Slăvit să fie Domnul. Și acum stăm, frații și surori, haideți să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Evanghelia după Ioan, capitolul 14. Evanghelia după Ioan, capitolul 14. Începem cu versetul 18. Ioan 14, versetul 18. Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Peste puțină vreme lumea nu vă va mai vedea, dar voi mă veți vedea, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. În ziua aceea veți cunoaște că eu sunt în Tatăl meu, că voi sunteți în mine și că eu sunt în voi. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Iuda, nu Iscarioteanul, i-a zis: Doamne, cum se face că te vei arăta nouă și nu lumii? Drept răspuns, Iisus i-a zis: dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Haideți să ne rugăm. Tată bun, îți mulțumesc că suntem aici. Îți mulțumesc, Doamne, că dacă Tu spui că dacă sunt doi sau trei adunați în numele Tău, Tu ești acolo cu ei. Și îți mulțumesc, Doamne, că și Tu ești aici. Îți mulțumesc pentru fiecare frate, sor care a intrat în acest loc. Te rog ca să binecuvintezi acest timp, binecuvintează rugăciunile, cuvântul Tău, cântările și tot ce se face aici. Și totul să fie spre slava Ta, pentru că numai Tu o meriți. În numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Luați loc. Și vreau în câteva minute să vorbesc un pic despre relația noastră cu Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu a făcut în așa fel încât El a dorit ca să aibă o relație cu noi. Vedem în cuvântul lui Dumnezeu că ne spune că Enoh a umblat cu Dumnezeu. Despre Moise ne spune Dumnezeu că a vorbit cu el ca față în față, ochi la ochi. A venit Domnul Iisus Hristos și a spus, el predica cuvântul și a spus: familia ta te caută. Și vine Domnul și spune: cei care ascultă cuvântul meu, aceia sunt frații și surorile mele și mama mea. Vreți, Domnul Iisus Hristos vrea ca noi să avem o relație cu El. El spune: nu sunteți orfani, voi sunteți copiii mei. Amin. În capitolul 15, următorul capitol, Iisus Hristos spune: nu vă numesc rob, vă numesc prieteni. De asemenea, El ne numește prieteni. Și versetul 23, la care aș vrea să mai citesc încă o dată, spune: dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la El și vom locui împreună cu El. Și m-am întrebat și m-am gândit de multe ori ce înseamnă ca Domnul, Tatăl și Fiul, Domnul Iisus Hristos, să vină și să locuiască împreună cu mine. Spune Domnul Iisus: dacă cineva păzește cuvântul meu, eu și Tatăl meu îl vom iubi și vom veni și vom locui împreună cu El. Și mă întreb oare ce înseamnă acest lucru? Că Dumnezeu Tatăl și Domnul Iisus Hristos vine și locuiește cu noi. Și singurul lucru la care pot să mă gândesc este o relație cu El. Este relația noastră cu El, în care suntem
realizăm faptul că Domnul Iisus Hristos este cu noi. Realizăm că El este în prejurul nostru, că El este în noi. Când veniți aici la casa Domnului, cineva vă spune, mă bucur să te văd, mă bucur că ești aici, dar să știți că Domnul se bucură mai mult. Dacă cineva spune, poate soțul, soția, cineva în familie, apropiat, spune, te iubesc. Să știți că Dumnezeu te iubește mai mult. Să știți că Dumnezeu iubește copiii dumneavoastră mai mult decât iubiți dumneavoastră. Dumnezeu vă iubește soțul și soția mai mult decât dumneavoastră puteți iubi. Și în această seară, pentru ora de rugăciune, aș vrea să vă încurajez la faptul că Dumnezeu dorește o relație cu noi. La faptul că Dumnezeu dorește ca să vină și să locuiască împreună cu noi. Și dacă vă gândiți ce înseamnă ca cineva să locuiască împreună cu dumneavoastră, majoritatea noastră stăm într-o casă și avem persoane care locuiesc cu noi. O soție, copii, familie, poate soră, frate, locuiesc împreună cu noi. Și știți ce înseamnă? Îi vedeți în fiecare zi. Îi ascultați, îi auziți, le auziți problemele, stați de vorbă cu această persoană. Stați de vorbă, știți ce crede această persoană, ce simte, știți dacă persoana asta este nervoasă sau dacă este bucuroasă. El locuiește împreună cu dumneavoastră, ea locuiește împreună cu dumneavoastră. Știți despre această persoană. Și mă gândesc că la fel este cu Domnul nostru dacă El locuiește împreună cu noi. Când El spune, voi veni și voi locui împreună cu tine. Eu cred că același lucru, știți despre această persoană, știți că este cu El, cu voi. Știți că ne vorbește. Aveți ocazia să vorbiți zi de zi. Când cineva vă spune bună dimineața, să știți că și Domnul vă spune la fel. Și în această seară aș vrea ca în ora noastră de rugăciune să-i mulțumim lui Dumnezeu că suntem copiii Lui. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că El dorește o relație cu noi. Că nu suntem singuri, nu ne-a lăsat să fim orfani. Suntem copiii Lui. Ne numește prieteni, ne iubește și ne poartă de grijă. Și ăsta e Dumnezeul nostru. Așa că haideți să ne ridicăm și haideți să ne rugăm și să ne ajute Domnul să ne întărească credința, să ne întărească această umblare pe acest pământ și să ne întărească relația cu El pe care o avem. Amin. Mulțumesc, Doamne, că așa cum suntem păcătoși, Doamne Iisuse, Tu ne primești la tronul Tău de milă și de har, Doamne. Te rugăm frumos să mai curățești odată inimile noastre și rugurile noastre, Doamne, ca Tu să poți locui în noi, Doamne Iisuse. Te rog frumos să nu pleci, Doamne, sub nicio formă și sub niciun tip, Doamne, să nu pleci de la noi, să nu ne lași, Doamne. Ajută-ne să stăm cu Tine, să mergem cu Tine, casele noastre, Doamne, să meargă după Tine, Doamne, biserica să fie biserica Ta, parte din Tine și toate, Doamne, numele Tău să fie înălțat și glorificat. Amen. Amen. Mulțumim. Îți mulțumim că ne mângâi, ne cercetezi, ne mustri când păcătuim.
ne dai adevăratele bucurii. Să ne faci să umblăm pe calea ta, că ne ajuți prin Duhul tău cel Sfânt să fim cum îți place ție. Îți mulțumim nespus de mult. Te rog să faci această realitate a prezenței Duhului tău cel Sfânt în fiecare dintre noi, zi și noapte. Ajută-ne prin Duhul Sfânt să strigăm Ava, Tată, ai milă de noi și Tu care ești credincios făgăduințelor tale, vei împlini toate nevoile noastre. Te cuvântă seara aceasta în casa ta. Te rugăm. Sfințește copilașii. Te rugăm. Doamne, secetuiește din pruncia lor. Amin. Și la vremea când vor fi conștienți, ajută-i să aleagă calea ta. Te rugăm. Te rog pentru fiecare în parte să-l păzești ce vreau. Amin. Să-l faci ca să iubească cuvântul tău. Amin. Care le va da împlinire în viața lor. Amin. Îți mulțumesc că ai trimis robii tăi în casa ta și în seara aceasta. Binecuvintează-te pe toți credinții în Tine de sus. Păzește de cel rău, pune cuvântul tău sfânt pe buzele lui. Și pentru toate lucrurile, laudat și binecuvântat să fii în veci de veci. Amin. Amin. Tată bun, îți mulțumesc și eu. Pentru că ești atât de bun cu noi, Doamne, încât să ne acordi, Doamne, o relație cu Tine. Îți mulțumesc, Doamne, că îți putem vorbi. Îți mulțumesc că Tu ne asculți. Îți mulțumesc că Tu ne vorbești prin cuvântul Tău, Doamne, prin viață, Doamne, prin persoane.
prin Duhul Tău cel Sfânt. Mulțumesc pentru această biserică, Doamne, te rog ca Tu să binecuvintezi. Mă rog, Doamne, ca Tu să fii prezent aici cu noi. Mă rog, Doamne, ca Tu să fii prezent în viețile noastre, în familiile și în casele noastre. Și Tu să vii să locuiești cu noi. Îți mulțumesc, Doamne, pentru aceste rugăciuni, te rog, binecuvintează-le. Iară la tronul Tău și ascultă-le, Doamne. Și îți mulțumesc pentru tot ceea ce faci în viețile noastre. Că nu ne vei lăsa cu nimic și nimic nu ne va desparte de dragostea Ta. Îți mulțumesc că ești bun și că ești minunat și că ești Dumnezeu. În numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Haideți să ocupăm locurile, să mergem în închinare prin cântare. Inima mea tânjește după curțile Tale. Tânjește după curțile Tale, sufletul meu suspină după al Tău locaș. Mi se topesc oasele de dor după Tine, iar ochii-mi plâng de încetat. Privesc pe locul sfânt, ca să-ți văd puterea și slava, chem bunătatea Ta peste viața mea. Aștept în tăcere răspunsul Tău, Doamne, vino. Dar toată viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile. Lauda Ta va fi mereu în gura mea. Te iubesc, o Domnul meu. Te voi binecuvânta. Te voi binecuvânta în toată viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile. Lauda Ta va fi mereu în gura mea. Te iubesc, o Domnul. Tânjește după curțile Tale, sufletul meu suspină după al Tău locaș. Mi se topesc oasele de dor după Tine, iar ochii-mi plâng de încetat. Spre locul sfânt, ca să-ți văd puterea și slava, chem bunătatea Ta peste viața mea.
aștept în tăcere răspunsul tău, Doamne. Toată inima. Te voi binecuvânta, dar toată viața mea și binecuvânta. Te voi binecuvânta, dar toată viața mea și se închină prin cântarea lor Domnului. Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Să vă mulțumim.
Ascultăm un psalm spre slava Domnului, psalmul 91, după care orchestra l-a dat pe Domnul. Cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul: El este scutul meu de scăpare și tătățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Da, El te scapă de lațul vânătorului, de ciumă și de pustăirile ei. El te va acoperi cu penele lui și te vei ascunde sub aripile lui, căci scut și pavăză este credincioșia lui. Nu trebuie să te temi nici de groază din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare. 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi, pentru că zici: Domnul este locul meu de adăpost, și faci din cel prea înalt turnul tău de scăpare, de aceea nicio nenorocire nu te va ajunge, nicio urgie nu se va apropia de cortul tău. Căci El va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale și ei te vor duce pe mâini, ca nu cumva să-ți lovești piciorul de pe o piatră. Vei păși peste lei și peste năpârci și vei călca peste pui de lei și peste șerpi. Fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi, îl voi ocroti, căci cunoaște numele meu. Când mă va chema, îi voi răspunde, voi fi cu el în strâmtorare, îl voi păzi și îl voi proslăvi. Îl voi sătura cu viață lungă și îi voi arăta mântuirea mea. Amin. Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt, la umbra celui atotputernic, face din el loc de scăpare, căci Domnul Sfânt e Dumnezeul meu, în care mă încred. E Dumnezeul meu, în care mă încred. 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta te vor cădea. Vește să vezi răsplătirea acelui rău, doar harul său te va salva. Împreună! 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta te vor cădea. Vește să vezi răsplătirea acelui rău, doar harul tău te va salva. Să nu te temi de groaza din noaptea cea grea, nici de săgeata ce zboară ziua, de ciuma rea, nici de tuneric. Să nu te temi, căci Domnul-ți va păzi cărarea de iar.
căci Domnul îți va păzi cărarea de an. O mie să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta de vor cădea. Cu ochii privește să vezi răsplătirea acelui rău, doar harul său te va salva. O mie să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta de vor cădea. Să vezi răsplătirea acelui rău, doar harul său te va salva. Alături de tine și 10.000 la dreapta ta te vor cădea. Cu ochii privește să vezi răsplătirea acelui rău, doar harul tău te va salva. Să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta te vor cădea. Cu ochii privește să vezi răsplătirea acelui rău, dar harul său te va salva. Este de partea noastră. Amin.
binecuvântare să fim în locul acesta și sper că nu numai eu, ci inimile noastre ale tuturora au fost încurajate, umplute de bucuria cerească, prin cântarea copiilor, prin cuvântul care l-am auzit la rugăciune, prin cuvintele care le vom auzi din partea fratelui Dinu, Domnul Dumnezeu să fie slăvit. Amin. Și încă o dată mulțumim Domnului pentru copiii noștri. Amin. E o mare binecuvântare să-i avem. Domnul să vă binecuvinteze și pe dumneavoastră ca părinți, amin, ca bunici și Domnul să facă ca slava Lui să-i ocrotească și să fie peste viața lor. Amin. Amin. Aș vrea să aduc înaintea lui dumneavoastră o cerere pentru rugăciune. Andrew, băiatul lui sora Magdalena și al lui Dan, am înțeles că are o tuse, o situație de sănătate. Rugați-vă ca Domnul Dumnezeu să intervină, amin, în trupul lui și să-l binecuvinteze. Amin. Aseară a fost un serviciu pentru Charity Cup. Rugați-vă Domnului pentru lucrarea aceasta și pentru toți cei ce slujesc copiii orfani din Moldova și de România sau de oriunde slujesc oamenii aceștia și Domnul să-i binecuvinteze. Amin. Aș vrea să mulțumesc Domnului pentru fratele Gabriel. Mi-a spus că mai are puțin și se pregătește să se întoarcă în România. Rugați-vă ca Domnul să-l binecuvinteze pe el, pe Emma, viitoarea lui soție, ei vor avea nunta în iunie și apoi pleacă pe căi necunoscute în lucrarea din România. Mă bucur că Domnul ni l-a trimis azi dimineață pe fratele Liviu, care și el se pregătește pentru lucrare, fratele Gabriel, și pentru toți aceia care Domnul îi cheamă în lucrarea lui. Rugați-vă ca Domnul să-i binecuvinteze. Amin. Rugați-vă ca Domnul să binecuvinteze lucrarea lui aici, amin, la Emanuel, și oriunde se face pentru slava și gloria lui. Amin. Înainte ca să ne închinăm cu darurile de bunăvoie, aș vrea să anunț, orchestra va veni la repetiție vineri la ora 6, apoi corul de la ora 7:30 și grupul de închinare de la ora 8:30. Ne vom închina Domnului cu darurile de bunăvoie în timpul unei cântări, apoi ne pregătim să ascultăm cuvântul Domnului prin fratele Dinu. Splendor divin lăsat. Splendor divin lăsat. Dar Iisus
Iisus în casa lui m-a primit. De nu-mi a iubit marea sa rusca, n-ar fi stele pe cer, bă, să nu ați bura. De nu ne-a iubit, cel ar fi un mit, dar Iisus ne-a iubit, pentru noi s-a jertfit. Ne-ar iubi, de nu ne-ar iubi, marea s-a ruscat, n-ar fi stele pe cer, bă, să nu ar zbura. De nu ne-ar iubi, cerul ar fi umit, dar Iisus ne-a iubit, pentru noi s-a jertfit. Dar Iisus ne-a iubit, pentru noi s-a pentru dragostea Lui nespus de mare, pentru harul care ni l-a dat să fim și în seara aceasta împreună, spun din toată inima, slăvit să fie Domnul. Amin. Așa de mult ne-a iubit, încât într-o zi a hotărât să intre în timp și spațiu, să se facă asemenea nouă, ca în locul nostru să ia crucea și să o ducă pe calvar, slăvit să fie numele. Amin. Ne-a iubit așa de mult, încă după înviere s-a înălțat în slavă, în glorie, să ne pregătească un loc, pentru că acolo unde e El, să fim și noi împreună cu El, slăvit să fie Domnul. Nu e un har mai mare, o binecuvântare mai cerească decât să aștepți pe Domnul care are să vină și are să ne ia și să ne ducă cu sine în slavă și în glorie. În seara aceasta sunt plin de bucurie și vreau să vă mulțumesc pentru cântările voastre, pentru lucrarea pe care ați făcut-o și în continuare mă rog ca Domnul să ne ajute ca, așa cum El ne-a iubit, să-L iubim și noi pe El. Și dragostea Lui a fost materializată, dar cum materializăm noi dragostea față de Dumnezeu? E sfârșit de an, ne facem bilanțul. Ne uităm la lucrurile pe care le-am făcut în anul acesta și ne uităm la modul în care ne-a răspuns Domnul și pentru toate spunem cu adevărat, slăvit să fie numele Lui. El a fost credincios în toate promisiunile. Dar mă gândesc, în seara aceasta, Domnul privind la mine, poate să spună, așa cum a spus odinioară despre Domnul Iisus, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Domnul are un plan cu fiecare din noi. Noi nu suntem la întâmplare, după ce El ne smulge din groapă, ne pune cu piciorul pe stâncă. El are un plan cu fiecare din noi. El dorește ca împreună cu noi să lărgim împărăția lui Dumnezeu. Și mă rog ca în anul în care intrăm în mod special, Dumnezeu să facă această lucrare cu fiecare din noi. Amin. Amin.
Câtă vreme Domnul a fost pe pământul acesta, El a făcut lucruri deosebite, s-a atins de oameni, i-a vindecat, i-a binecuvântat, i-a hrănit, i-a mângâiat, le-a dat pace, i-a împăcat cu Dumnezeu. Și apoi când s-a înălțat la cer, le-a spus: ce ați văzut că am făcut eu, faceți voi, faceți voi lucrul acesta. Și este perioada aceasta în care Domnul lucrează prin noi oamenii, care ne-am întâlnit într-un mod real la Calvar și care ne-am hotărât să călcăm pe urmele Lui. Și în fiecare dimineață El își înnoiește față de noi bunătățile și credincioșia, slăvit să fie numele. În seara aceasta aș vrea să te uităm la un pasaj. Deschideți cu mine la Faptele Apostolilor, la capitolul 16, și aș vrea să vedem cum Dumnezeu s-a folosit de doi oameni în mod special ca să aducă o trezire în mijlocul temniței, într-un loc unde nu te aștepți să lucreze Dumnezeu sau să se întâmple un lucru așa cum s-a întâmplat în vremea aceea. Și vreau să vă spun, dacă într-o temniță Dumnezeu a putut să aducă o trezire, oare în casele noastre, oare în societatea noastră, oare în lumea în care noi trăim, dacă ne punem la dispoziția Domnului, ce ar putea să facă El? Moody stătea de vorbă cu doi bătrâni. Unul tocmai se întorsese după 30 de ani. A venit după o lungă viață de misionar și îi explica păstorului din biserica care plecase lucrurile frumoase pe care le-a făcut Dumnezeu în viața triburilor în care el a slujit, și apoi a spus așa: încă lumea n-a văzut ce poate să facă Dumnezeu printr-un om total dedicat. Și Mude era un tinerel și când a auzit, s-a gândit și apoi a spus: prin harul lui Dumnezeu și cu ajutorul Duhului Sfânt voi fi omul acela. Și întrebați-l pe Gabriel astăzi ce lucruri frumoase a făcut omul acela pus la dispoziția Domnului. E o școală în Chicago de 3.000 de tineri care au venit de pretutindeni să-mi vadă și să învețe în locul acela. Slăvit să fie Domnul! Și Domnul să-i capaciteze, să-i folosească în așa fel încât să cucerească lumea pentru Isus, pentru Evanghelie. Am fost la Massachusetts, am văzut acolo mormântul, casa în care a trăit el, și am văzut două campusuri mari, două școli, la fel de mari ca și aici, clădiri, multe. Dar de-a lungul anilor, oamenii care au lucrat acolo n-au mai putut să ducă viziunea acestui om credincios, care a spus: cu ajutorul Duhului Sfânt voi fi omul acela. Și a ajuns, una s-a închis, iar cealaltă este școală publică. Frații se roagă și după anul nou spunea că ar fi posibil ca una dintre ele să se întoarcă din nou și să fie o școală biblică. Dumnezeu să lucreze și în sensul acesta. În seara aceasta aș vrea să privim la oamenii care se pun la dispoziția Domnului și prin care lucrează Dumnezeu. Și mă rog ca Domnul să trezească și în inimile noastre dorința de a lărgi împărăția împreună cu Domnul, cu Mântuitorul. Faptele Apostolilor, capitolul 16, versetul 24, în continuare. Urmăriți doar în Biblie dumneavoastră, eu voi citi doar câteva versete pentru ca să împrospătăm în inima și în mintea noastră acele momente în care Apostolul Pavel, plin de har, plin de binecuvântare cerească, mergea în Asia dintr-o cetate în altă cetate. Dumnezeu făcea lucruri extraordinare și o mulțime de oameni se întorcea la Hristos și îl primeau pe Iisus ca Domn și Mântuitor. Și într-un moment dat, când el se pregătea să intre într-o cetate, e scris în Scriptură că biserica era puternică în vremea aceea, oamenii se întorceau în fiecare zi la credință și erau adăugați la numărul celor ce erau mântuiți. Și în vremea aceea a venit Domnul și a stat împotriva lui Pavel și l-a oprit să meargă în locul acela din Asia unde își dorea. S-a îndreptat spre o altă cetate și Duhul Domnului a stat din nou împotriva lui și el n-a putut să ajungă în cetatea aceea. Și noaptea, pe când Pavel dormea în somn,
Un mesager, un sol al Domnului a venit și i-a vorbit în mod special și a văzut în vis un macedonian care stătea în picioare înaintea lui și a spus: treci în Macedonia și ajută-ne. Și dimineața când Pavel s-a trezit, a înțeles că Dumnezeu îl vrea într-un alt loc. Și el a mers acolo în locul pe care Dumnezeu l-a ales și unde Dumnezeu a vrut să toarne har și binecuvântare. Și apostolul Pavel se duce și întâlnește acolo câteva femei cucernice, credincioase, care au mers la rugăciune, l-au primit pe Iisus Hristos în inimă, a fost acolo și un botez și o mare bucurie. Iar apoi Pavel, când se înducea într-o altă zi spre locul de rugăciune, a venit o tânără vrăjitoare și a început să strige după ei și el a vindecat-o, a eliberat-o și datorită faptului că cel ce era stăpânul acelei tinere a pierdut câștigul mârșav pe care îl avea prin această tânără, s-a dus și i-a reclamat pe cei doi oameni care au ajuns în închisoare. Și dați-mi voie să vă citesc începând cu versetul 24. Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temnița din lăuntru și le-a băgat picioarele în butuci. Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. Deodată s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa că s-au clătinat temeliile temniței. Îndată s-au deschis toate ușile și s-au dezlegat legăturile fiecăruia. Temnicerul s-a deșteptat și când a văzut ușile temniței deschise, a scos sabia și era să se omoare, căci credea că cei închiși au fugit. Dar Pavel a strigat cu glas tare: să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici. Atunci temnicerul a cerut o lumină și a sărit în lăuntru și, tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel și ale lui Sila, i-a scos afară și le-a zis: domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Pavel și Sila i-au răspuns: crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Amin. Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Iată, e o lucrare pe care Dumnezeu o face în viața unui om care nu se gândea la mântuire, la veșnicie, nu se gândea la locul de rugăciune, nu se gândea decât la poziția lui, la averile lui, la lucrurile pe care el le poseda. Dar așa de mult l-a iubit Dumnezeu, încât a îngăduit pentru o vreme apostolul Pavel împreună cu Sila să ajungă chiar la locul lui de muncă. Chiar în locul acela unde Domnul a vrut să-l câștige și să îl mântuiască și să-i dea binecuvântare lui și casei lui. Așa de mult l-a iubit Domnul, încât l-a trimis pe cel mai mare predicator din timpurile acelea să-i predice Evanghelia. Eu cred că dacă ar fi fost un singur păcătos în lumea aceasta, Dumnezeu din cer, de dragul lui, l-ar fi trimis pe Iisus Hristos pe acest pământ. Și eu cred că de dragul unui singur om, Iisus Hristos ar fi întrupat ca să-l câștige și să-l mântuiască, pentru că așa de mult a iubit Dumnezeu pe oameni. El i-a iubit într-un mod deosebit și și-a arătat această dragoste prin răstignirea de la Calvar. Doi oameni care predică Evanghelia, doi oameni plini de har, doi oameni care se pun la dispoziția lui Dumnezeu și îl ascultă pe Dumnezeu. Și Domnul lucrează în viața lor și prin ei într-un chip miraculos. Și acum aș vrea ca fiecare din noi să privim la aceste lucruri care aduc trezirea în viața unei familii, în viața unui om. Și dacă ne uităm de 2000 de ani, milioane și milioane de oameni au călcat pe urmele Domnului Iisus Hristos și încă e har, e binecuvântare. La Crăciunul acesta, la anul nou, din nou se va vesti Evanghelia și din nou mulți oameni vor auzi aceste vești binecuvântate cerești pe care le-a trimis Dumnezeu prin cartea aceasta sfântă, prin Biblie. În seara aceasta mă rog ca Domnul să mă facă și pe mine și pe dumneavoastră oameni prin care El să lucreze și oameni prin care Dumnezeu să își lărgească împărăția și să
ducă până la marginile lumii Evanghelia aceasta, vestea bună a mântuirii neamului omenesc. Doi oameni extraordinar de importanți din pe paginile Sfintelor Scripturi, dar care se pun la dispoziția Domnului. Mai întâi, aș vrea să observăm că Domnul se folosește de oamenii rugăciunii, oameni care se roagă, oameni care strigă spre Dumnezeu, oameni care au curajul să ceară lui Dumnezeu lucruri mari. În Scoția, în urmă cu vreo 2-3 secole, a trăit un mare predicator și la un moment dat el a îngenunchiat, s-a plecat înaintea Domnului și a spus: Doamne, dă-mi Scoția sau mor. Era gata să facă tot ceea ce poate pentru cei din neamul lui. Și știți ce s-a întâmplat? Dumnezeu l-a ascultat, l-a binecuvântat. Și când s-a ridicat de pe genunchi, sub puterea și călăuzirea Duhului Sfânt, a început să predice Evanghelia și mii și mii de oameni au început să îl cunoască pe Domnul și să-l urmeze pe Domnul. Oamenii rugăciunii au fost oamenii care au stat la dispoziția lui Dumnezeu și prin rugăciune Dumnezeu a deschis poarta cerurilor. Prin rugăciune Dumnezeu a făcut lucruri mari și a schimbat istoria. Și eu cred că și rugăciunile noastre pot să facă lucrul acesta. Dar aș vrea să observăm, oamenii aceștia nu se roagă doar atunci când sunt în criză, în probleme. Nu doar atunci când au lipsuri, atunci când sunt bolnavi sau când au o situație de criză, ci oamenii aceștia trăiesc o viață de rugăciune. Despre Luther se spune că în fiecare dimineață se ruga aproximativ 3-4 ore, iar când problemele erau mai multe, nu lua din timpul de rugăciune ca să își rezolve problemele, ci știți cum își rezolva problemele? Plecându-se pe genunchi înaintea Domnului și rugându-se. În loc de 4 ore, se ruga 5-6 ore și Dumnezeu asculta rugăciunile lui. Dacă ne uităm în Scriptură, Pavel și Sila nu se roagă doar în contextul acesta când sunt bătuți, când sunt batjocoriți, când au ajuns în temnița aceea rece și întunecoasă, ci viața lor e o viață de rugăciune. Ei se duceau la un loc de rugăciune atunci când au fost prinși și duși în temniță. Iar pe la miezul nopții, rănile de pe trupul lor sângerânde. Și parcă îmi imaginez cum Sila a zis: hai să cântăm o cântare. Și Pavel a zis: eu mă rog, cântă tu, ești mai bun cântăreț. Și Pavel și Sila s-au rugat în noaptea aceea. Și când s-a rugat Pavel și Sila, Dumnezeu a cutremurat temnița. Cerul a intrat în acțiune, lanțurile au căzut, butucii s-au dezlegat și oamenii au fost eliberați, slăvit să fie Domnul. Avem astfel de momente, simțim lanțurile pe mâinile noastre, simțim neputință, simțim oameni care sunt în jurul nostru și au nevoie de mântuire, au nevoie de o viață nouă în Hristos, au nevoie de Dumnezeu și de cerul Lui, să nu tăcem. Indiferent de prețul pe care noi trebuie să-l plătim, noi trebuie să facem ceea ce ar face Domnul Iisus dacă ar fi în contextul vieții noastre. Și noi suntem chemați să facem lucrarea pe care El ne-a încredințat-o. Și la miez de noapte, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă. Îl lăudau pe Dumnezeu și înălțau numele Lui binecuvântat. E o lucrare deosebit de importantă și uitându-ne pe paginile Sfintelor Scripturi, vom vedea multe momente în care Dumnezeu intervine și ascultă rugăciunile. În momentul în care Daniel s-a rugat, mesagerul din cer a coborât pe pământ și a făcut lucruri extraordinare. Când Ilie a stat pe Carmel și a strigat și a chemat pe Dumnezeu să răspundă cu foc, focul
a căzut peste jertfa pe care a adus-o el acolo unde a adres altarul lui Dumnezeu și a făcut o lucrare deosebită. Și Israel a înțeles că Dumnezeu este adevăratul Dumnezeu, iar Ilie e slujitorul lui. Găsim pe paginile Sfintelor Scripturi oameni care au schimbat istoria pentru că au avut curajul prin rugăciune să ceară lucruri extraordinare. Am cunoscut un frate care a venit din Dobrogea și ne-a împărtășit un lucru pe care Dumnezeu l-a făcut într-o comună de acolo, într-un sat, acolo în câmpia aceea în care locuiau ei. Dumnezeu a ascultat rugăciunea unui bărbat și acolo a ridicat o lucrare deosebită. Un frate care lucra la mină în Lupeni a plecat în pensie și imediat după Revoluție inima lui a fost doritoare ca și în satul lor să fie un loc de închinare, o casă de rugăciune. Și-a apelat pe la frații care aveau biserici mari la oraș și au materializat dragostea lor și dorințele lor și au făcut o capelă frumoasă în sat. Imediat după Revoluție oamenii erau căutători de Dumnezeu. Alergau, erau flămânzi după cuvântul Domnului și o mulțime de oameni au mers și au ascultat cuvântul, dar încet, încet s-au răcit și s-au îndepărtat de Domnul. Și fratele acela, singur, în fiecare duminică de dimineață, se ducea la locul de rugăciune și mergea să se roage și să strige spre Domnul. Și oamenii l-au batjocorit, au râs de el, l-au întrebat de ce se duce dacă e singur și el a vrut să le spună că e locul de întâlnire cu Domnul și acolo e casa lui Dumnezeu și acolo e o mărturie pentru satul lor întreg și acolo este locul unde Domnul primește rugăciunea lui și binecuvântă satul întreg. Și într-o zi oamenii de la bufet au mers pe urmele lui și au vrut să vadă cum se roagă pocăitul singur. Și când au intrat, era vară, l-au văzut pe culoar, în genunchi, cu mâinile ridicate spre cer, îi curgeau lacrimi pe obraz și el se ruga pentru cei din neamul lui și spunea, Doamne, binecuvântă satul nostru, și nu le lua în seamă modul în care trăiesc și binecuvântă holdele și fă ca în locul acesta să fie un loc de închinare, unde mulți oameni să se întâlnească cu tine. Și ei, deși merseseră să-l batjocorească, să vadă ce se întâmplă, n-au mai știut ce să facă și ascultând rugăciunea, știți ce au făcut? S-au plecat și ei pe genunchi. Și fratele când a zis amin și s-a întors, a rămas surprins în urma lui 5 bărbați. Bărbații care cu o duminică în urmă îl bajocoriseră când trecea prin fața bufetului și i-a spus, de ce te mai duci să te rogi singur? Și când fratele i-a văzut, a zis, nu vreți să vă citesc ceva din cuvânt? Și oamenii au zis, citește-ne. Și apoi a spus, nu vreți să vă cânt o cântare? Și a spus, cântă-ne. Și le-au cântat și la urmă, când s-au despărțit, a spus, nu vreți să ne primiți și duminica viitoare, Domnule? Ne-am bucurat să auzim cântarea și să auzim despre dragostea lui Dumnezeu și am vrea să ne aducem și soțiile și copiii duminica viitoare. Și fratele a spus, sunteți bineveniți. Și duminica următoare el a venit de vreme, s-a dus, a deschis larg ușile și a așteptat în prag. Și a fost plin de bucurie când a văzut cum încep oamenii, sincer căutând pe Dumnezeu, și motivați de o căutare lăuntrică, însetați după neprihănire, au venit la casa Domnului și acum acolo e un loc de rugăciune mare. Putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Am cunoscut mame care au strigat pentru copiilor și Domnul a binecuvântat rugăciunile și le-a ascultat. Am cunoscut oameni care au strigat pentru casele lor și Domnul a răspuns la vremea potrivită. Pavel și Sila sunt oameni ai rugăciunii și Domnul îi folosește într-un mod special, îi trimite într-un loc unde el vrea să lucreze și Dumnezeu lucrează prin mâna lor, prin viața lor, într-un mod deosebit. Să fii în temniță și să te rogi, parcă e un lucru obișnuit, nu? Și
Astăzi oamenii care ajung acolo strigă spre Dumnezeu, chiar dacă n-au fost credincioși și nu s-a văzut în viața lor o dovadă sinceră de credincioșie, dar când ajung în temniță și înalță glasul spre Dumnezeu și spun: Doamne, eliberează-ne, ajută-ne să ajungem în familiile noastre, fă cumva, dă un decret, lasă cumva pe președintele sau cei care guvernează să facă ceva ca să putem să fim eliberați, nu? Dar pe la miezul nopții să cânte și în orice cântare, ci o cântare de laudă. Pe la miezul nopții Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă, cântări deosebite pe care Dumnezeu le-a folosit într-un mod special pentru cei ce erau întemnițați. Și spune, toți pe la miezul nopții ascultau serviciul divin de închinare, Pavel și Sila, oamenii ai lui Dumnezeu, și nu plângeau pentru că au ajuns în temniță, nu se certau cu Domnul pentru că au ajuns acolo, ci ei l-au lăudat pe Domnul și au cântat așa cum ați cântat dumneavoastră în seara aceasta. Psalmistul vine și spune, frumos este să lăudăm pe Domnul și să mărim numele Lui. E frumos să-L lăudăm pe Domnul. E o mare binecuvântare să putem să înălțăm pe Cel ce este viu, Dumnezeul care face minuni, Dumnezeul care a făcut toată lumea aceasta, care ne-a creat după chipul și asemănarea Lui, Dumnezeu care a intervenit atunci când păcatul ne-a hidoșit și ne-a despărțit de El. Dumnezeul acesta care se interesează de fiecare dintre noi și pasă de fiecare. Pe la miezul nopții, Pavel și Sila cântau cântări de laudă. Când vin la dumneavoastră, vreau să vă mărturisesc în seara aceasta. Am fost în câteva biserici în ultima perioadă, dar n-am văzut cântând așa cu foc cum cântați dumneavoastră. Domnul să vă binecuvinteze și să primească laudele voastre. Am bucurat când am auzit și în seara aceasta și copilașii și dumneavoastră în modul în care cântați. Eu lucrare deosebită și Dumnezeu e în mijlocul laudelor. Serafimii și heruvimii cântă, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Și în viacul viitor, în împărăția lui Dumnezeu se va cânta. Și noi vom cânta o cântare nouă acolo. Și îl vom lăuda pe acela care ne-a răscumpărat și poartă pe palmele lui semnele dragostei veșnice. E Domnul, e Mântuitorul nostru și Pavel și Sila n-au făcut altceva decât să laude pe Dumnezeu. Știu că fratele păstor l-a cunoscut pe un mare bărbat, un om credincios, un frate care a fost folosit de Domnul în România pentru o trezire specială prin rugăciune, fratele Marcu Nichifor. Și mulți dintre dumneavoastră ați citit sau auzit despre el. Era într-o duminică după amiază, în Sibiu, la Amvon, cu fratele Cocar și cânta corul și el plin de bucurie cânta împreună cu corul. Și fratele Mircu i-a dat un coș, nu mai cânta Marcule, nu mai cânta că încurci, tu cânti fals. Și el s-a întors și a zis, numai voi mă auziți fals, Domnul mă aude bine. Și a continuat să cânte. Era un om extraordinar, un om al lui Dumnezeu care a făcut lucruri mari în viața lui, în trăirea lui, pentru că a știut să stea la dispoziția Domnului. Și Domnul l-a folosit în mod special prin rugăciune la o trezire în România. Au fost două mari treziri în România pe vremea fratelui Marcu prin rugăciune și în vremea fratelui Olac printr-o pocăință a pocăiților, printr-o chemare sinceră la slujire și în Oradea, dintr-o bisericuță de 50 de membri, în câțiva ani au crescut și au ajuns la câteva sute, iar astăzi sunt câteva mii acolo, pentru toate să spunem slăvit să fie Domnul. El lucrează și când e un om special care se pune la dispoziția Domnului, Domnul binecuvintează și îl binecuvintează nu numai pe el, dar și casa lui. Și locul unde el pășește e binecuvântat și unde e el prezent acolo, e sfânt locul pe care trăiește, pentru că Dumnezeu e cu el și în el și face lucruri mari. Un om al credinței, un om care a știut să laude pe Domnul, indiferent de împrejurările în care a trăit. Mai mult de atâta, e o mărturie a unui mare credincios, un om care
a stat în temniță pentru mulți ani, datorită lucrurilor pe care el le-a propovăduit și fiecare dintre dumneavoastră ați auzit sau l-ați ascultat pe fratele Wolfram, nu? Ați citit cărțile lui și ați fost încurajați în vremurile grele. Fratele Wolfram, la un Crăciun, pe când era în temniță, au fost scoși din temniță în curte. Era viscol, așa cum e astăzi în Chicago, și era zăpadă și un gern prasnic. Crăpau pietrele, cum spun românii. Și să-și bată joc pentru că sunt credincioși, i-a luat un gardian din temniță și a zis, ia voi toți credincioșii, ieșiți afară. Și au ieșit afară și i-a ținut câteva ore acolo, aproape să înghețe. Și apoi le-a zis, mergeți și întoarceți-vă în celulele voastre. Și pe când se întorcea, fratele Wolfram spunea, mă certam cu Domnul și spuneam, Doamne, și în seara asta când ne-am fi putut bucura lângă o cană de ceai și o turtă, ai lăsat pe netăiatul ăsta împrejur să-și bată joc de noi. Și în vreme ce intrau spre celulă, unde așteptau un pic de scut, de vântul de afară, fratele Nicolae Moldoveanu îi dă un cot și îi spune, măi, știi ce mi-a dat Domnul pe când stăteam afară și priveam cerul? Ce ți-a dat? Îl întreabă fratele Wolfram, supărat. Mi-a dat o cântare. Ce cântare? Și fratele Moldoveanu a început să cânte, cer senin, cer senin, de lumină tu ești plin. Raza ta, raza ta, încălzește viața mea, slăvit să fie Domnul. Amin. În cele mai grele circumstanțe a vieții, Domnul este Cel care deschide cerul. Și așa cum Ștefan a văzut când cădea asupra lui ploaie de pietri, a văzut cerul deschis și pe Iisus stând la dreapta lui Dumnezeu și el a început să se roage și să spună, Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta, răul acesta, nu le ține în seamă. Și el moare sub ploaia de pietri, dar el are inima plină de Dumnezeu și vede cerul deschis și așteaptă să se înfățișeze înaintea lui Dumnezeu în slavă și în glorie. Știți ce a spus fratele Wolfram? Măi, dacă ție astfel de cântări îți dă Domnul să mai dea astfel de situații. Și nu au trecut multe zile și au ajuns din nou în temniță. De data aceea, în carcera aceea unde îi izola. Și erau acolo numai niște lespezi de piatră și poate o găsiți pe internet. Mie îmi vin doar câteva frânturi în seara aceasta și spune, lespezi grele de mă apasă uneori. Nu mă voi lăsa de tine, nu mă voi lăsa. Și spune, chiar carnea dacă ar trage-o de pe mine și ar sfâșia-o, nu mă voi lăsa de tine, nu mă voi lăsa. E un moment special când Dumnezeu se folosește de oamenii Lui și când ajung în situațiile cele mai de criză, cele mai grele, Dumnezeu îi întărește. Policarp avea 86 de ani. Și era rugul pregătit și a spus, dacă reneci pe Domnul, pe Mântuitorul tău, scap de rugul aprins. Și el a spus, cum? Să mă dezic de cel care m-a purtat 86 de ani? Și acum când stau în fața veșniciei să reneg pe Domnul, pe Mântuitorul meu, spune, puneți-mă repede acolo că sunt gata să trec în lumea cealaltă, la Domnul și la Mântuitorul. Și când l-au pus pe rug, au vrut să-l lege. Și el a spus, nu vă rog să mă lăsați liber. Și Policarp avea 86 de ani. Și când au dat foc rugului, era în flăcări și el și-a întins mâinile în flăcări. Și oamenii au rămas surprinși. Pe fața lui se vedea un zâmbet ceresc, o față de fiu de Dumnezeu. Și a văzut parcă focul nu-l nimicește. Și un soldat a scos un paloș și l-a spintecat. L-a omorât acolo, în rugul care ardea în flăcări. Oameni care n-au dat înapoi și au știut să dovedească aici pe pământ că ei sunt copii ai Domnului și Dumnezeu este cu ei chiar în ceasurile cele mai grele. De aceea ei lăudau și binecuvântau pe Domnul. Am avut un prieten foarte bun și un om al lui Dumnezeu, păstor, undeva lângă Suceava, frate a fratelui Viorel Candreanu. Acum 2 ani a trecut în veșnicie, după ce 2 ani de zile un cancer l-a ficat, l-a doborât.
A venit cu soția lui cu un an înainte la Iași, noi eram în vremea aceea acolo. Toți au spus, medicii o pierde. Și a venit, ea s-a vindecat, după un an când a mers să facă o investigație, și-a făcut și fratele, și apoi în următorii 2 ani el s-a stins. Era în spital și mi-a dat un telefon și mi-a spus, Dinu, ieri seară au adormit toți, aveam dureri groaznice. Am ieșit în parcul spitalului și am umblat rugându-mă pe alei. Știți ce mi-a spus? Niciodată n-am simțit prezența Domnului așa cum l-am simțit în seara aceasta. Niciodată n-am simțit că e așa de aproape și știu că timpul e aproape, dar Dumnezeu este Cel care dă binecuvântare, slăvit să fie numele. Și a plecat în veșnicie acum 2 ani, în februarie, când se întorcea, am vorbit în săptămâna aceea, el m-a sunat și mi-a spus, mă întorc joi, avem 3 seri de evanghelizare și duminică avem botez. În prima seară de evanghelizare a fost priveghiul și în ziua în care trebuia să fie botezul, a fost înmormântarea. Cele mai frumoase clipe, cele mai importante clipe, au fost clipele în care l-a simțit pe Domnul așa de aproape. Și nu s-a certat cu Domnul, ci până în ultimul moment. A dat la primarul din sat și a spus, domnul primar, joi seara vreau să veniți la biserică. Venea omul întotdeauna, acolo era o mulțime de credincioși în satul acela și știa că de votul lor depinde și fericirea lui. Și totdeauna mergea la serile de evanghelizare și lua și un cuvânt, lucruri deosebite. Și seara a venit și plângea ca un copil și spunea, nu vom mai avea niciodată un om așa cum a fost pastorul acesta. Un om care a făcut o grădiniță acolo în comună, un om care s-a implicat, a dus ce era nevoie la primărie și a făcut lucruri frumoase. De ce? Pentru că a simțit o chemare și a vrut să-și arate dragostea față de cei din jurul lui. Și vreau să închei în seara aceasta spunându-vă că Domnul se folosește de oamenii care sunt la locul potrivit și la timpul potrivit. Am văzut că e un om al rugăciunii și al laudei și în temniță să spui că e la locul potrivit și la timpul potrivit, parcă e greu de înțeles, nu? Să fii la locul potrivit. De ce? Domnul i-a vrut acolo pentru o vreme. Așa cum Hristosul s-a întrupat și a intrat în timp și spațiu pentru o vreme să ne mântuiască pe noi oamenii. Domnul a dorit ca Pavel și Sila pentru o vreme să stea într-o celulă întunecoasă ca să-l mântuie pe temnicerul din Filipi. Și ei știau, în timp ce stăteau în lanțuri, că Dumnezeu e în control și își derulează planul. El știa și aștepta să vadă modul în care Dumnezeu va lucra. El se încredea în Dumnezeu, nu se plângea și nu se certa cu Domnul, ci el aștepta să împlinească Domnul prin el o lucrare deosebită care se întâmplă. Când s-au cutremurat la rugăciunile lor, temnița și s-a deschis. Când au căzut legăturile fiecăruia și putea să fugă, dar eu cred că ei s-au pocăit în seara aceea și au dat seama de vinovăția lor și anii aceia grei pe care erau de condamnare, ei au fost conștienți că trebuie să plătească neascultarea lor și fără de legile pe care le-au făcut și niciunul n-a plecat din locul acela. Mă întreb dacă nu s-ar fi rugat Pavel, ce s-ar fi întâmplat? Temnicerul, când a văzut această lucrare, n-a mai avut nimic pentru ziua de mâine, nicio speranță. A luat sabia și a vrut să-și ia viața, când deodată de acolo din besnă, din temnița rece, s-a auzit un glas care i-a spus să nu-ți faci nici un rău. Unde suntem noi când oamenii din jurul nostru își fac rău? Veneam de la Vaslui, de la o evanghelizare și
Orașul nostru era pe 7 coline, ca și Roma. Și vedeam de la o înălțime tot orașul. Era o splendoare noapte. Și încercam să localizez Palatul Culturii, obiectivele mari din oraș. Când deodată am avut o cercetare în miez de noapte și mi-am dat seama că acolo, în miile alea de lumini, sunt locuri unde n-a ajuns Evanghelia. Chiar dacă acolo sunt oamenii foarte religioși, n-au ajuns să-L cunoască pe Domnul, mi-am dat seama că sunt spitale unde vin mii de oameni din toată Moldova și colțurile țării ca să caute acolo vindecare și să caute sănătate și mulți dintre ei sfârșesc acolo. Mi-am dat seama că e o temniță unde sunt oameni care trăiesc acolo în condiții mizere și sunt condamnați pentru că au făcut fără de legi și m-a întrebat, unde sunt eu luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică, când locuiesc în orașul acesta și atâția oameni nu-L cunosc pe Domnul? Unde suntem noi, credincioșii? O, Doamne, ajută-ne să fim la locul potrivit. Când cei dragi au nevoie de un cuvânt de mângâiere, de încurajare, când oamenii din jurul nostru au nevoie de Evanghelia lui Hristos, să fie acolo și să le aduci speranță, să le aduci mângâiere, să le aduci bucurie, să le aduci pace, spunându-le Evanghelia lui Hristos. Unde suntem noi vis-a-vis de societatea în care trăim? În urmă cu 2 ani de zile, era ultima vară pe care o petreceam la Iași și Natalia a vrut să facă un timp de o săptămână cu copiii din cartier. Biserica noastră era înconjurată de niște blocuri turn. Și a ieșit, copiii erau în vacanța mare, a ieșit și i-a întrebat la colțul bisericii noastre, n-ați vrea să veniți o săptămână și să învățăm niște cântece, niște versete din Biblie și să vă spun despre Iisus? Și un copilaș isteț, Tudor, s-a uitat și a zis, Doamnă, noi în fiecare zi suntem aici, unde sunteți dumneavoastră? Și când mi-a spus Natalia lucrul ăsta, eu am fost foarte cercetat. Duminică de duminică, dimineața și seara mergeam în locul acela și oamenii din jur erau cu problemele lor, cu nevoile lor și am zis, Doamne, Tu vrei prin noi să Te atingi de copiii ăștia, de oamenii aceia. Și au venit și, pentru că erau în vacanța mare, au spus, Doamna, dar o săptămână e prea puțin, să facem mai mult. Și au început să facă. Au venit 2 fete foarte istețe, așa la vreo 8 și 10 ani. Tatăl lor era musulman. Și când a mers acasă și a cântat cântările, omul a venit într-o după-amiază când eram acolo și a spus, Doamnă, vreau să vorbesc, să văd ce faceți aici. Și a spus, mergeți că e pastorul în biserică. Și a intrat la mine în birou, s-a uitat și a spus așa, Domnule, aici a vorba de religie? Și l-am privit cu tot zâmbetul și am zis, nu-i vorba de religie, aici e vorba de credință. Credință, atunci bine, las pe fetele mele. Slavă Domnului! A venit toamna și copiii au mers la biserică, au văzut în vara aceea cum noi lucrăm și credem, iar când a început școala, au mers la școală și când au avut ora de religie, în România se face încă ora de religie, învățătoare, a venit învățătoare nouă la clasa lui Tudor și a pus câteva întrebări. Și i-a întrebat până unde au ajuns cu materia și i-a întrebat ceva în avans. Și Tudor a ridicat mâna și a spus, eu știu, Doamna. Și a răspuns. Femeia a rămas surprinsă și a pus o altă întrebare și nimeni n-a răspuns și el din nou a ridicat mâna și a spus, eu știu, Doamna. Și l-a întrebat, Doamna, dar de unde știi? Și el s-a ridicat și a spus, de la Biserica Baptistă din cartierul nostru. Știți ce s-a întâmplat? După ore în pauză au venit niște copii și au spus, Tudor,
să ne duci și pe noi să învățăm înainte lucrurile astea. Unde suntem noi când oamenii au nevoie de Domnul? Haideți să lăsăm ca Domnul să ne cerceteze și în timp ce fratele păstor ne va pregăti să încheiem seara aceasta, Duhul Sfânt să ne lumineze și să ne ajute să luăm angajamente noi, să spunem, Doamne, dacă până acum Te-am slujit, am vrea de acum înainte mai mult. Dacă până acum ne-am rugat, aș vrea de acum înainte să fiu un om al rugăciunii. Dacă până acum Te-am lăudat și Te-am înălțat, aș vrea să Te laud mai mult, în orice circunstanță a vieții. Și, Doamne, ajută-mă să înțeleg unde este locul meu. Și atunci Dumnezeu ne va folosi în așa fel încât oamenii din jurul nostru vor fi binecuvântați. Domnul să vă dea har, să vă dea lumină la sărbătorile acestea importante, pentru că El este lumina care coboară din cer și dă lumii viață. Și în numele Lui să fie binecuvântarea noastră a tuturora. Amin. Amin. Mi-am pus nădejdea-n Tine, să nu fiu dat de rușine. Mi-am pus nădejdea-n Tine, mi-am pus nădejdea-n Tine, vrăjmașii mei să nu se bucure de mine. Adăpost când îmi este greu. Tu-mi ești încă tare, Tu-mi ești încă tare, Tu ești Dumnezeul meu. În Tine e nădejdea mea, în Tine e speranța mea. Mine voi primi cu Tine, neînceta vă virui, Domnul meu. Ești de biruință, ești ani de biruință, când lupta-i înverșunată. Ești ani de biruință, ești ani de biruință, cu Tine lupta-i câștigată. Mă virui, Domnule,
veșnicilor. Ești Domn al domnilor, Rege al regilor, Împărat al veșnicilor. Ești Domn al domnilor, Ești Domn al domnilor, Rege al regilor, Împărat al veșnicilor. Seama că ne stă în fața noastră harul de a-L urma pe Iisus Hristos și de a plăti prețul care Dumnezeu ne cheamă să-L plătim. Mă întreb câți dintre noi în seara aceasta vrem să spunem, Doamne, sunt români în locul unde m-ai așezat ca să trăiesc, pe care trebuie să-i caut? Este cineva pentru care trebuie să mă rog? Și ce vrei să faci cu viața mea ca cineva, ca și temnicerul din Filipii, să ajungă la mântuire și, de fapt, mântuirea să ajungă la inimile lor? Haideți să ne plecăm în rugăciune și aș vrea să vă spun în seara aceasta, Iisus Hristos l-a chemat pe Pavel și pe Sila și în seara aceasta mă întreb, cine vrea să dea mâna unul cu celălalt și să spună, Doamne, stau înaintea Ta, trimite-mă. Mă pun la dispoziția Ta și oricare ar fi prețul pe care îl să-l plătesc, aș vrea să mă supun voiei Tale. Doamne, ești Domnul domnilor și la Tine este toată puterea, dar, Doamne, Tu îngădui lucruri în viața noastră, îngădui, Doamne, așa cum ai îngăduit în viața lui Pavel, lovituri și temniță. Și, Doamne Dumnezeule, ai îngăduit ca în Fiul Tău să fie cu piroanele care i-au străpuns trupul sfânt și nevinovat, ca să aduci pentru noi vestea bună. Doamne, îți mulțumesc pentru această mântuire care a adus-o la inimile noastre, Amin. În care ne bucurăm, ne bucurăm de Domnul Iisus Hristos, de viața pe care o trăim cu El și, în mod deosebit, de felul în care Tu vrei să ne folosești pentru ca să-i aduci pe alții la mântuire. Binecuvintează Biserica Emanuel. Te rugăm. Îți mulțumesc pentru toți frații și surorile mele care spun în seara aceasta împreună cu mine, Doamne, vreau să mă pun la dispoziția Ta. Vreau să mă folosești după voia Ta. Amin. Vreau să plătesc prețul oricât de mare ar fi el. Te rugăm să binecuvintezi românii din aria aceasta. Doamne, nu e suficient să ne rugăm pentru ei, vrem să-i căutăm. Vrem să cunoaștem nevoile lor. Vrem, Doamne, să ajungem în casele lor. Deschide uși. Te rugăm. Așa, Doamne, cum ai desfăcut legăturile lanțurilor și a butucilor, desleagă, Doamne Dumnezeule, lanțurile care îi leagă. Te rugăm. Doamne Dumnezeule, îți mulțumesc pentru fratele Dinu, pentru fratele Gabriel, pentru cuvântul care ni l-ai dat. Și, Doamne, ceea ce vrem să facem este să continuăm umblarea cu Tine. Amin. Ajută-ne, Doamne Dumnezeule, să putem să fim gata să Te slujim și cu prirejul acestor sărbători. Și, Doamne, dacă vei trimite oameni în locul acesta, deschide-le inima. Te rugăm. Îți mulțumesc pentru frații care cântă, care Te slujesc în orice fel în lucrarea aceasta. Binecuvintează-i. Te rugăm. Binecuvintează-ne acum la despărțire. Fii Amin. Cu fiecare dintre noi, păzește-ne în drumul spre casă. Îndură-te de cei bolnavi și te rog să întărești, Doamne,
Fiecare trup care este lovit de boală, desleagă-l, Doamne, și adu sănătate. Te rog să binecuvintezi fiecare familie, te rugăm, soții și soțiile. Doamne, te rugăm frumos, adu pace în inima și în familiile copiilor Tăi. Te rugăm. Te rugăm să ne faci pe toți o mărturie sfântă. Și vrem, Doamne Dumnezeule, ca în felul în care noi trăim, oamenii să vadă pe Iisus Hristos în noi. Amin. Îți mulțumesc în numele Domnului Iisus Hristos și fie ca harul Lui și dragostea și părtășia Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi în veci de veci. Amin. Aleluia, 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 binecuvântați. Amin.